Stimați telespectatori, bun venit la emisiunea Weekend Matinal. Pentru că Andreea m-a invitat la o pizza, ușor de comandat și delicios de mâncat, am propus să prezentăm în această emisiune cum se prepară o pizza. Pentru că preparatele de pizza sunt numeroase, să vă informăm despre originalitatea pizzei. Pizza este un fel de mâncare care își are originea din Italia. Este o pâine plată, de obicei rotundă, acoperită cu sos de roșii, brânză, plus alte topping-uri originale preparate la cuptor. Pizza este un termen latin apărut în secolul IX, care înseamnă pâine plată. Începând cu secolul XIV, a căpătat sensul de pâine plată acoperită cu brânză în limba italiană. Un om care se pricepe la prepararea pizzei se numește pizzaiolo, iar un restaurant care servește pizza se numește pizzerie. De la multe pizzerii se poate comanda și la domiciliu prin telefon sau internet. Pizza se poate găsi și în supermarketuri sub formă congelată. Pizza este originară din Italia, dar astăzi se poate găsi oriunde în lume. Alexandre Dumas ne povestește că în acești ani pizza este mâncarea de bază în Napoli și că are ingrediente variate, cum ar fi brânză, roșii, ulei și anșoa. Altă pizzerie faimoasă este Da Michel, deschisă în 1870. Cele mai autentice pizze se fac cu ingredientele locale, cum ar fi roșiile de San Marzano, care cresc pe câmpiile din jurul vulcanului Vesuviu, mozzarella di bufala cantana, făcută din laptele bivolițelor, care au crescut în regiunile Campania și Lazio. Pizza din Napoli, pizza napoletana. Pizza marinara cu usturoi, ulei, oregano și roșii. Pizza margherita cu roșii, mozzarella feliată, busuioc și ulei. Pizza margherita extra. Pizza margherita cu mozzarella di bufala campana. Pizza din Lazio. Pizza rustică. Pizza attaglio. Pizza romană cu mozzarella, roșii, ulei, oregano și anșoa. Pizza capricioasa cu roșii, mozzarella, anghinare, șuncă, ulei, măsline și ciuperci. Pizza vienez cu roșii, mozzarella, cârnați, nențești, oregano și bineînțeles să nu uităm de ulei. Pizza cu șuncă și ciuperci. Pizza cu roșii, șuncă, ciuperci și mozzarella. E timpul pentru publicitate!